Patricio, mi è fame. Ah, sono così sunetul, stomacul goale, care cel mâncare. De ce sunt eu aici? Astăzi vom pregăti încă un fel de mâncare. În episodul de astăzi vom face câini fierbinți, sau pe limba noastră, hot dog. Un nou episod din Kitchen Playground. Salut! Sunt chef Patricio, iar acesta e încă un episod din Kitchen Playground, adică bucătăria ca loc de joc. Haideți să începem! Avem nevoie de crembuști, chifle pentru hot dog speciale, muștar, ketchup, o oală în care să punem apă. Și acum ne apucăm de treabă. Luăm oala și o umplem cu apă. Dacă se poate, cât mai fierbinte. Vă recomand să aveți o oală cât mai mare, ca să încapă cât mai multă apă și cremuștii să stea ca pe un pat înăuntru, să se fiarbă bine. Am pus apa, acum îl punem pe aragaz. Am pus pe aragaz și acum îi dăm drum. Sper să nu sărim în aer. Și s-a prins. Acum o să așteptăm până fierbe apa. Bucătarii spun că circa 5 minute. Dar să vedem dacă este așa. După cum vedeți, istoria se repetă. Ca și în cazul pâinii prăjite. Trebuie să așteptăm din nou. Asta e viața, nu avem ce să facem. Și atunci am spus, trebuie să învârți maioneza numai într-un singur sens, altfel se taie. Oh, da, am revenit. Apa a fiert, acum este timpul să punem crembuștii în ea. Înainte de asta, vă recomand totdeauna să vă luați mânuși pentru protecția voastră. Credeți-mă, știu ce spun. Luăm mânușile. Încet și cu grijă. Trebuie neapărat amândouă, fiindcă una n-are niciun sens. Le luăm frumos. Și acum luăm borcan de cremă. Deschidem. Atât. Simțim mirosul de cremă. Aici a fost dat un porc de vreo 200 de kilograme aproximativ. Dar ce să facem? Îmi pare rău, trebuie să te mâncăm. Acum punem la fiert în oală. Și apă fierbe. Am uitat să vă spun că trebuie să puneți capacul ca să fiarbă mai repede. Luăm capacul. Îl punem deoparte. Luăm crembuștii. Și acum, cu mânuțile voastre, luați unul câte unul. Uitați-vă și îl puneți încet. Momentan o să pun doar 3. Puteți să puneți mai mulți dacă vreți. Depinde cât vreți să vă îngrășați de mult. Eu nu vreau chiar așa de mult. 3. Lăsăm să fiarbă până dăm primul clopot și apoi îi verificăm să vedem. Atunci când își schimbă culoarea, îi luăm. O să vă arăt imediat. Îmi pare rău, Jimmy, dar trebuie să te mâncăm. Dăm la foc mic și așteptăm încă vreo 5 minute. În bucătăria aceasta e mult de așteptat. Dar ce să facem? Măcar o să mâncăm. Și s-a întâmplat un fenomen uimitor. Priviți! Priviți, crembuștii s-au ridicat la suprafață. Aceasta înseamnă că sunt aproape gata. Acum o să luăm o furculiță și o să-i testăm. Furculița, înfige în ei. Priviți cum o să testez cu furculița. Dacă se unduiesc și pătrunde furculița ușor în ei, înseamnă că sunt gata, toți trei.
și sunt gata. Acum o să stingem aragazul. Aduceți-vă aminte de mânuși. Nu vreau să vă contaminați și să vă îmbolnăviți, fiindcă aceasta este o carne. Măcar nu vă îmbolnăviți în prima fază. Poate după ce mâncați vă îmbolnăviți, dar aceasta este altă poveste. Acum, haideți să-i luăm. Vă folosiți una, fiindcă aveți protecție. Luați unul câte unul. Dați-vă la el cum scoate fum. Aveți grijă cu el. Să nu cumva să... Se întâmplă ceva. Am pierdut un camarad. Acesta este al doilea. Aveți grijă cu el. Luați-l ușor și puneți-l pe farfurie. Unul câte unul. Luați-l și puneți-l pe farfurie. Așa. Încet. Încet. Uitați. Ce frumos sunt. Acum urmează următoarea fază. Luăm chiflele făcute special pentru ei. Le desfacem și le punem în ele. Priviți. Chiflele le desfacem încet și cu privită. Așa. Ce miros extraordinar. Le punem pe masă. Le-am pus pe masă și luăm una câte una. Nu trebuie să le tăiați, fiindcă sunt deja tăiate pe aici. Vedeți? Așa. Și acum o să luăm un crânguș, fiindcă doar doi au mai rămas. Am pierdut un camarad, dar ce să facem? Viața este dură. Luăm și încet o să-l înfigem înăuntru. Uitați, așa, așa. Perfect. Mai luăm o chiflă. Desfacem și pe aceasta. Luăm și ultimul crenguș. Și îl punem, îl îndesăm bine înăuntru. Așa. Perfect. Uitați. Iar acum ultima fază este aproape cea mai importantă. O să punem peste ei sosurile. O să punem sos roșu. Sau cum îmi place mie să spun, ketchup. Și preferatul meu, sos galben, adică, cum îmi place să spun, muștar. Opțional, dacă vreți, puteți să puneți și sos alb, pe care îmi place să-i spun le maionez. Haideți să facem treaba aceasta. Luăm sosul, scuturăm bine și încercăm să facem un desen. Un desen abstract și pe celălalt atât. Luăm și le muștar, îl desfacem și turnăm. Mă să vrea să iasă. O mică explozie. Da, uitați-vă acolo. Uitați-vă acolo. Bombardament. Așa. De aceea, lemuștar este preferatul meu. Și rezultatul final este acesta. Uitați. Hot dog. Câinele fierbinte. Acesta a fost cel mai abstract desen pe care l-am făcut în viața mea cu sosul. Nici măcar la grădiniță nu făceam așa. Uitați, vă invit să-l gustați după ce faceți. Neapărat să-l mâncați. Îmi pare rău, Jimmy? O să te mănânc acum. Nu uitați, ne vedem data viitoare. Abonați-vă pentru mai multe aventuri. Pe data viitoare. Ciao!